Ciao, sunt Vlad de pe Totoap.ro. Vreau să prezentăm tușurile de la Kurosumi. Cu toții știți, brandul de la Kurosumi este printre cele mai vechi branduri, înainte de Intense, înainte de multe altele, printre erau pe lângă când erau Star Bright-urile în vogă, foarte în vogă, erau și cele de la Kurosumi. Sunt foarte, foarte, foarte vechi, sunt de vreo 10-15 ani, poate și mai bine. Sunt foarte cunoscute. Cei care le știți și le folosiți și le mai folosiți încă sunt foarte, foarte ok. Și avem așa. Avem grey wash-urile, grey wash light și grey wash dark. Adică avem o umbră închisă și o umbră deschisă. Și după aia mai avem outlining-ul, adică de cel de linii, dar nu neapărat putem să facem și umbrele sau umplutul. Astea așa apar, ca să vedeți și voi. Ele pe spate au scris. Cu toții știți care le-s mai folosiți, sunt foarte ok, mai ales că sunt foarte, foarte viscoase. Spre diferență de majoritatea tușurilor de umbre, cele de la grey wash, de asta vă plac la majoritatea că sunt foarte viscoase. Cei care ne-ați încercat, vă sugerez să încercați și o să vedeți că au umbra aia foarte, foarte fină. Au mai multă glicerină, au și apă de trandafir, este foarte bună că îndepărtează roșiața pielii. Și, totodată, cum fiind foarte viscoase, lasă umbra aia foarte, foarte fină. Nu mai lasă zgrieturile alea de ace. Lasă umbra aia fluent, așa, compus, într-un tot. Adică nu se vede așa dispărțirile alea de umbră sau zgrieturile. Deci lasă o umbră foarte, foarte fină. De asta vă sugerez să încercați. Și mai ales și outlining-ul, care este la fel, super, super ok și bun de linii și nu neapărat umbre sau umplut. Nu-i nici lichid cum este cel de la Intense, dar nici cum este cel de la Eternal, așa mai grosuț un pic, este chiar între ele. Vă sugerez să încercați, tot timpul este bine să încercați din toate și să vă stabiliți pe ceva ceea ce sunteți obișnuiți și vă place și să rămâneți pe acela, să nu le mai schimbați. Produse noi, chestii noi care vă pot ajuta pe voi să vă îmbunătățiți sau să mergeți mai repede și mai bine, bineînțeles. Acestea ar fi produsele de la Kurosumi, grey wash-urile, soft și grey wash-ul normal și cel de outline. Eu sunt Vlad de pe Totoap.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!